Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a JOFM Olt sunt ajutate să se angajeze. Cursurile de formare profesională și acordarea de ajutoare financiare sunt doar două măsuri prin care oltenii sunt stimulați să se încadreze pe piața muncii. Urmarea serviciilor și măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, 2.965 de persoane au fost încadrate în muncă de la începutul anului. Din totalul persoanelor ocupate, 1.174 au peste 45 de ani, 668 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 522 au între 25 și 35 de ani, iar 601 sunt tineri sub 25 de ani. Cele mai multe persoane angajate prin AJOFM Olt, aproximativ 1700, provin din mediul rural, potrivit statisticilor realizate de instituție. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale, 1281, urmate de cele cu studii gimnaziale, 574, profesionale 566, iar 139 sunt cu studii universitare. În primele 7 luni ale anului 2021, numărul celor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă a fost de 9170.